Am făcut astăzi dimineața acest studiu de impact. Pot să vă spun că avem 3% cu probleme. Dar nu cu probleme mari. Este vorba și de interpretarea legislației. Exact. Pentru TESA și pentru muncitori și consilierii. Da. La consilieri salariul va scădea. Deci, aproximativ 23%. Dar este normal, consilierii la cabinetele demnitarilor trebuie să aibă același salariu peste tot. Eu vorbesc acum din prisma Ministerului Sănătății. De asemenea, ajustarea s-a făcut și la nivelul funcțiilor de conducere din cadrul Ministerului, ceea ce mie mi se pare echitabil. În acest an, salariile personalului medical vor înregistra creșteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima dată aproape de nivelul înregistrat în Uniunea Europeană, astfel încât unele salarii vor depăși 4.000 de euro. Începând cu data de 1 martie 2018, salariile de bază ale medicilor și asistenților medicali, salarii brute, vor crește față de luna ianuarie 2018 cu salarii cuprinse între 70 și 172%. Astfel încât un medic primar din unități sanitare clinice are un salariu de bază net în decembrie 2017 de 3.939, deci atenție, vorbim de salariu net. În ianuarie 2018, 4.108 lei, iar în martie 2018, 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de gardă, sporurile pentru condiții. Acestea pot dubla salariul net. Asistentul medical cu studii superioare din unitățile sanitare clinice pornește de la 1862 în decembrie 2017 și ajunge la 3040 în martie 2018.